poveștile cerului. Constelația Antlia sau mașina pneumatică Antlia este una dintre constelațiile numite de Nicolas Luis de la Cail la mijlocul secolului al XVIII-lea, desemnat să cartografieze emisfera sudică. Antlia reprezintă pompa cu aer, care, la acea vreme, fusese recent inventată de Robert Boyle. Antlia este localizată într-o secțiune mai degrabă deschisă și distantă a cerului emisferei sudice și conține numai 9 stele desemnate de Bayer Flemstead. Uniunea Astronomică Internațională a adoptat Antlia printre cele 88 de constelații oficiale. Din spre nord începând, Antlia este înconjurată de șarpele de mare Hydra, compasul Pixis, de velele, vela, mitologicei Corobi Argo și în sfârșit de Centaur, Centaurus. Această constelație prezintă, cu o magnitudine de 8,3 obiectul HD93-2083, o stea orbitată de o planetă care ar putea fi considerată habitabilă este o planetă cu nori sulfuroși și și existența sa a fost confirmată. Aceasta este poziționată în interiorul limitei de zonă locuibilă, la o distanță orbitală de 0,47 unități astronomice. Planeta orbitează steaua HD de 93.083 de la fiecare 143,58 zile și a fost descoperită în 2005.